ne-am întors, dragii noștri. Vorbim de telefoane și de bani mulți legat de acel iPhone. Mi-a rămas în cap, vândut cu aproape 200.000 de euro, un model din 2007, dar nu numai, și în România se fac bani mulți din diverse, situații, să zic așa. De exemplu, industria de IT e foarte bine dezvoltată. Deci România este, la nivel de Europa, are unul dintre cele mai dezvoltate sectoare de tech și IT. Da. Serios. Da. Adică nu-ți vine să crezi, dar gândește-te că noi suntem țara în care în anii 90-2000, bine, acum suntem țara pe locul 3, cred că, dacă nu mă înșel din lume, după Singapore și încă ceva, cu viteza, ca și viteza net. Viteza internetului, da. Dar și prețul este extraordinar de mic. Da, prețul mai vorbit poate cel mai mic. Prieteni străini, adică străini de România care nu sunt români, deci sunt străini. Da. Dar care au venit în România. Și spuneau, la voi în România este 10 euro un abonament de net de super mega ultra viteză. Deci am dat, păi la noi începe de la 30-35 de euro în sus, în state este vreo 75-100 de dolari un abonament așa de internet. Așa plăteam eu în Canada, plăteam ceva la 70-80 de dolari canadieni, colosal și nebuneam. Deci când eram foarte, foarte mici, ne făcusem o rețea de cartier. Erau două blocuri pe Olteniței, 142 și 140. Așa. Și trăsesem între blocuri un fir de la DNet ramforsat cu un cablu de la de oțel. Băi, problema știi care este? Că era un domn care stătea la ultimul etaj. Așa. Da. Măi, și nu știu ce avea cu noi când vedea firul ăla, ieșea noaptea și ne-l tăia cu toporul. Da, Dorel. Da. Să știi că Dorel... Băi, frate, nu știu ce avea, că ce căutăm noi pe bloc, de ce? Bine, noi nu făceam nimic. Trăsesem un fir între două blocuri. Era la un prieten de-al nostru pe care era poreclit Râmă. Da, erau porecle de genul. Deci la Râmă în casă... O mii de Râmă, deci la Râmă stătea serverul și routerul care trimitea după aia internet în toată rețeaua. Bine, Râmă avea niște programele. Se mai uita și pe la noi prin calculatoare ce aveam. Și, mă rog, era poveste lungă. Și era nenea la care ne tăia tot timpul firul, mă, frate. Da, nu știu, ți-am repet, Dorel, Dorel e pe peste. Nu și... era Dorel, el o făcea intenționat. Păi aia zic că sunt, asta urma să spun, că erau în trecut, era categoria asta, dar, știi, o tipologie de mai... oameni răi, care da, făceau mă, tot felul. Da, stăteau mingea, da, care, da, de exemplu, dacă stăteau la parter, da, și în față era grădina blocului, care era spațiu comun, o îngrădeau, n-aveai voie acolo. Da. Și stropeau de pe geamul de la bucătărie cu furtunul, stropeau așa grădina, din fapt, bine, încă mai există. Și mai puneam acolo câte o roșie, o masă, băi, deci era teritoriul interzis. N-aveai voie, era grădina omului. Dar, între timp, internetul nostru din cartier a rezistat, s-a dezvoltat. Am un prieten care a avut o rețea de cartier și a devenit mare patron de rețea și după aia a vândut către, nu mai știu ce... Companie din asta. O companie mare, da. Și am zis de ce nu am avut și eu ideea asta, lasă că am avut altele. Dar vreau să vă zic următorul lucru. Datorită vitezei mari de internet, noi suntem cei mai tari în IT și dacă se pune, suntem campioni mondiali și la videochat. Păi de ce să nu se pună? Păi e tot IT cum ar veni, nu? Da. Numai că este IT și cu alte obiecte. Sau... Cu alte servere. Cu alte părți. Da, cu alte componente. Știi? Deci, oameni buni. Fiecare voi. Computer are componente, așa, deci, bucățeli. Deci, cea mai tare statistică. România este campioană mondială la video chat, că veniturile sunt comparabile cu veniturile din IT. De ce? Deoarece românii au talent la limbi străine. Au, așa mi se... Mie, de exemplu, mi se spunea how că n-am do, talent. How. Da, a, da? Da, serio, ce? Toată lumea spunea, ce, bă, tu ești cu matematica, n-ai talent la limbi străine. Zic, ok, apeam, și bă, când deci, am învățat și eu ceva. Industria de videochat din România e comparabilă cu cea din IT, deoarece și aici lucrează un număr foarte mare de oameni care obțin venituri foarte mari. Deci, ia uite, Lucian Heiuș, președintele ANAF, a zis că sunt, mamă, 5.000 de firme care au obiectul ăsta de activitate. Deci 5.000 de firme care au, care au angajați. Da. Și se estimează că sunt vreo 400.000 de persoane care lucrează în videochat. Dumnezeule! Și cică, dacă 400.000 de persoane reprezintă o cifră reală, fete... Și băieți. Absolut. Și băieți cu cuieții. Da. Înseamnă dublu pieței de IT. Mai de capul meu. Ci că piața de IT reprezintă 6% din PIB și cele mai mari salarii. Deci înseamnă că videochatul are 12%. Da.
Da, da, da. Doamne, pardon, era să zic că nu-mi convine. Ba, îmi convine. Păi să că... fie, dar nu pot să cred. Dar vezi că aia n-apare, cum îi zice la ăla, vai de cap, nu nomenclator, cum îi zice la ăla de meserimă? Codul ocupațiilor din România. Așa îi zice acum, se chema altfel, vai ce lapsus am, nu contează. Păi că, nomenclatorul muncii. Da, mă, unde scria da, operator tramvai. Da, 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 ci că meseria de modele videochat nu este în codul ocupațiilor din România, deși se practică de multă vreme, știi? Ce chestie! Ah, și ce tare, fii atent că industria de videochat dă de muncă. Da, adică acolo... Plătește pensii și salarii. Bine, nu că nu plătește contribuții, sunt bani luați așa. Uite, era prelucrător prin așchiere, de exemplu, apărea. Îți dai seama, a? Aici, cum... La videochat prelucrător prin nu. Frecare, nu știu ceva. Da, da, meseria da. De model, cum să se numească în codul de, ocupațiilor? Da, vorbim în continuare și model vă mai video. Zic una tare. Da, ia model zi. Video. Model video. Nu, poate să fie prezentator TV. Da. Cum mă, prezentator? Așa, păi e TV, dai pe net. Înțelegi? Deci, asta scrie la noi, mă. Îți mai zic una tare. Un contract la mine așa scrie, prezentator TV. Pe lângă, adică sunt model... Da, poți să fii. A, sigur că poți. Deci 400.000 de modele. Astea mai dau de muncă la încă 50.000 de persoane care se ocupă de zona tehnică și de asistență. E normal că trebuie bine filmat. Extraordinar, mă, frate. Trebuie să meargă serverul. Vezi, ăștia, ca la tine în cartier acolo, cum îl chema, cu râmă. Îți dai seama cât de râmă. Cât de râmă sunt deci aici. Deci eu am făcut un calcul așa, deci o videochatistă ține în spate probabil doi pensionari și un bugetar. Da, da, da. Bravo, fetelor. Și o spălărie, da. Am un prieten IT-ist care din pandemie, așa. El a rămas și a lucrează numai de acasă. Așa, știi că părinții îl bănuiesc că face videochat? Pe cuvântul meu. Și cred că România în curând o să facă o singură chestie pe care n-a făcut-o niciodată. Și anume, o să lansăm și noi în sfârșit un satelit în spațiu. Păi nu știi că Elon Musk lansează, ea lansează. Până și Coreea de Nord a dat zilele trecute cu racheta. A făcut racheta. Puf! Da, da, știi că a zburat de pe deasupra Japonii. Nu știu, a fost deraj mare, știi? România o să lanseze primul satelit din lume. Va fi un satelit de videochat lansat de pe o platformă specială din Galați. Galați. Da, am auzit că în Galați e... Da? Da, da, eu așa am auzit, nu știu. Cum e Clujul pe IT? Pe IT, Galațiu Galațiu pe IT. Pe IT? Da. Am înțeles. Da. Înțelegi? Numai că în Galați se zice IT? Da. Înțelegi, mă? IT, adică aici ai. Mai avem vreme, am o poveste mișto, mai avem vreme cu video, cu modelele. Ia zi. Da, fii atent. O perioadă, că se leagă cu IT-ul, acum mi-a venit pe cuvântul meu. Făceam consultanță pe comunicare la o firmă mare de IT. Ok. Care s-a vândut între timp, Gemini Solutions se numea. Sunt prieten foarte bun cu cel care o deținea. Îmi rămas prieten, Flori. Și aveam birourile la Piața Victoriei. Exact, okay. La Piața Victoriei, vis-a-vis de guvern, unde scria mare Comitetul Olimpic și Sportiv Român acolo. Mă, și okay. Vine Florin, zice, că el e foarte zic, men, ce se întâmplă aici? Zic, dar ce zice? Men, în fiecare zi, mă, tu ai văzut ce domnișoare, ce fete frumoase urcă cu mine și cu tine în lift? Așa. Și eu nu mă, zic, mă, Florine, ta, zic, o să facem o mică cercetare, zic, da, frumoase, dichisite, aranjate, parfumate. Și mă duc la femeia de jos și zic, să rămân la doamnă ca să aflu ce se întâmplă. Domnul Cosmin, ce faceți? Zic, doamnă, ce cu fetele astea aici? Zice, a, nu știți, domnul Cosmin? Sunt secretare? Da. Zice, a, nu știți? Zic, nu. Păi e studio de la. Zic, ce studio, doamnă? Eu încă scrie de film, de ce? Înțeleg, ce studio? Zic, ce studio, doamne? Nu, domne, e ăsta, video chat, cum să zice, cum? La Piața Victoriei, mă. Bă, la Piața Deci unde Victor. Este comitetul... Acum nu știu dacă mai e. Eu ce spun acum vreo 5-6 ani de zile. Deci, poate... deci unde scria comitetul, blocul, că nu da, era bă, da. Comitetul. Era un studio de campioane. Da. Da. Da, corect. Era campioane la încasări. Da. Doamne ăștia. Hai, mulți înainte, da? Bună dimineața. Neața. Dimineața pe doi. This is...